Cum facem? Dacă eu te operez? Facem după ce mă operați. Ce? Ne întâlnim după ce mă operați. Ce să facem după ce te operezi? Sex, nu? Nu asta mi-ați cerut? Nu ți-am cerut nimic. Fac orice. Nu ți-am cerut. Mi-a plăcut de tine în pozele pe care le-ai trimis pe e-mail și am zis că ce ai putea face tu pentru mine și nu vreau să-mi aud vorbe prin spital sau prin... Nu fac așa ceva. Când ai putea veni la operație? Weekendul viitor. E foarte bine. Eu operația asta nu pot să o fac în spital. Colegii m-ar întreba unde-s banii. Bun, și atunci unde ați putea să mă operați? Te-aș putea opera în garajul de la parterul blocului meu. Numai că este în garaj, este insalubru. Ai avea o problemă? Nu mai contează. Oriunde, numai să mă operez. Deci mi-am dorit întotdeauna să-mi pun silicone. Și într-un uscător, oriunde ați putea numai să mă operați. Cum? Și într-un uscător, oriunde, nu mai contează. Și o să trebuiască să stai două nopți? Normal, trebuie să mă refac, trebuie să mă revin după operație. Dar aveți lumină acolo? Aveți lumină? Nu se poate folosi decât așa 5 minute, pentru că sunt vecini. Am înțeles. După aia îți dai seama, mă reclamă vecinii. Aparat de radio să-ți aduci cu tine. Nu-mi trebuie muzică, eu nu dorm cu muzică. Nu. Nu-i vorba de muzică. În garaj acolo mai sunt niște șoricei, adică fiind ghena de gume. Hai de mine, șoarici? Mă tem. Cum? Mă tem. Cum să stau eu cu șobolani acolo, domn doctor? Chiar mă tem, eu mă tem de șoareci. Măcar, eu știu, cu o lumânare ceva. Să știu, pot să aduc o prietenă. Să țină lumânarea sau ce? Să stea cu mine, că mă tem singur acolo. Stai liniștit, că nu ține lumânarea, că nu te omor eu, deci nu operația... Nu, să aprind o lumânare, să pot avea o... Ok, îți aduce o prietenă, nicio problemă și ar mai fi nevoie de niște fecale pentru operația respectivă, să nu îți aduc eu din spital, că la noi în spital se mai scumpe. Substanțe fecale. De unde să le iau fecale? De unde se iau astea fecalele? La orice farmacie. A, deci mă duc la orice farmacie și cer fecale. Da. Îmi trebuie rețetă? Trebuie rețetă? Nu. Și încă un medic rezident ar mai trebui. Un medic cu care lucrez eu este arab și ar trebui să participe și el la operația asta, da. Ar trebui plătit. Stai puțin să-l sun. Stai să-l sun. Da, stai două secunde. Da, aștept. Salut, Hussein. Am o operație săptămâna viitoare. La garaj, la mine, da. O, mai sunt șobolani așa. Nu, măi, situația e în felul următor. Fata nu prea are bani. Hai să o ajutăm cumva. Eu o să-i fac operația gratis, da. Ai putea? E frumoasă, normal că e fată frumoasă. O să-ți placă de ea. Nu știu, asta vorbești tu cu ea. Te înțelegi tu cu ea. Ce golani ești. Hai că-ți dau eu un SMS cu numărul ei de telefon, da? Normal, că nu numai cu bani se plătesc lucrurile în țara asta. Hai, ceau. Alo. Da. Uite, am vorbit cu el. Da. Și ce a spus domnul? O să te sune el în câteva minute. Ar putea, m-a întrebat dacă ești mișto. Ar putea să vrea și el același lucru pe care... Pentru dumneavoastră fac orice, că mă ajutați, dar... El este un băiat foarte simpatic, mai timid de felul lui și nu a avut de-a face cu nicio româncă în România. Din punctul meu de vedere, nicio problemă. Dumneavoastră nu sunteți gelos? Să nu vă supărați pe mine, poate nu vreți să mă mai ajutați. Dacă faci chestia asta cu el, sunt mulțumit. Bine, dacă... Na. Bun, o să te sune el și rezolv problema cu el, da? Da. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Numărul de telefon de la domnul doctor Aston Martin. Domnul doctor Hussein, parcă, nu? Da, așteptam să mă sunați, când ai zis domnul doctor că să mă sunați. Am înțeles că ești fată frumoasă tu. Da, deci chiar mă consider o fată frumoasă. Iar domnul doctor știe. Eu cu ce vă pot ajuta? Trebuie să vă dau niște bani. Este o problemă, nu prea am bani acum. Vă întâlnim noi un pic. Da, nu e nicio problemă. Vedem cum putem ajuta. Mi-a explicat domnul doctor că n-ați avut nicio fată româncă și ați vrea să întâlniți una și nu e nicio problemă. Știu că trebuie să... Nu o să ne întâlnim și o să facem și asta nu e nicio problemă. Numai să-mi spuneți când ați vrea. Tu ești brostetuată, domnicioară? Nu, n-am făcut niciodată lucrul ăsta. Îmi doresc foarte mult silicoane. Deocamdată eu nu am bani. Domnul doctor mi-a promis că o să mă ajute și i-am spus că fac orice, nu mai contează. În seara asta nu poți veni la mine? Nu, în seara asta n-am cum să ajung la dumneavoastră. Nu sunt pregătită în seara asta. Spuneți în altă zi. Mâine seara? Să-mi spuneți unde locuiți, unde ne întâlnim, unde stați. Tu ești din Iași? Nu, sunt din Suceava. Cunoști orașul? Nu prea. Iei un taxi, spui să te aducă betenii la piața de capitală Razdac.
Piața din capitala Răzac. Piața Răzac, spui la taximetrist, aduce-mi pe mine la piața Răzac. Da. Eu dau numărul meu de telefon, du-suni pe mine, dai bip, eu cobor. Poți să rămâne la mine toată noaptea? Da, nu e nicio problemă. Facem feedback toată noaptea? Da, rămân acolo în seara aia, că nu mai am cum să plec. Blaci la tine faci feedback? Ce e ăla? Be la spate. Ce? Facem feedback. Mie numai asta îmi place cu o fată. Fac feedback. Dar nu știu ce e asta. Păi nu știu ce înseamnă. Feedback? Da. Nu-ai făcut niciodată tu feedback? Păi nu știu ce înseamnă. N-am auzit. Bi la spate. Bi la spate. Da. Nu știam. Ați avut așa ceva? Nu. Ai prieten? Am. Normal. Mâine seară faci feedback cu mine? Fac ce-mi cereți. Dar mă rezolvați cu operația. Are ținut unde trebuie să vii tu? Piața Răzdat. Domn doctor, o spus despre tine să cumpere pentru silicon? Da, mi-a zis fecale. Mi-a zis că e fără rețetă. Ce boss de radio asculți tu? Eu nu ascult niciun post de radio, că mie îmi plac manele și nu este post de radio cu manele. Stai și ne la telefon? Domnul doctor, Hussein. Daniel Buzdugan de la Radio Zuș, a fost o farsă. Vai.